Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Absolvenții de liceu susțin de astăzi și până pe 15 iunie valoarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română. Proba face parte din examenul național de bacalaureat, examen ce are loc între 13 iunie și 16 iulie. Peste 1500 de profesori din Iași vor să boicoteze examenele elevilor. Cadrele didactice sunt nemulțumite de faptul că măririle lor salariale sunt mult sub cele din sănătate. Artera dintre Târgu Frumos și municipiul Botoșan va fi reabilitată complet în urma unei proceduri organizate de Compania Națională de Autostrăzi. Bolile cardiovasculare sunt în topul afecțiunilor medicale. Procentul de la Iași este mai mare decât cel al regiunii, dar sub media națională. Banca Comercială Română este anchetată pentru spălare de bani. Decizia a fost luată de Curtea de Apel București. Mircea Sandu și Dumitru Dragomir au fost condamnați la 3 ani cu suspendare. Este o primă decizie în dosarul dezafilierii Universității Craiova. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, s-a prezentat luni la DNA în dosarul în care este cercetată pentru spălare de bani, luare de mită și folosirea influenței. Procurorii DNA au impus sechestru pe bunurile primarului Craiovei până la concurența sumei de 900.000 de lei. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.